Pe locul 4 la finalul turului de campionat, echipa de fotbal Unirea deja a renunțat în această pauză competițională la unul dintre cei mai importanți jucători din lot. Este vorba despre portarul titular al echipei, Zechei Laurent. În vârstă de 20 de ani, portarul echipei de ceni a fost transferat la o echipă cu pretenții din Liga a doua, Delta Tulcea. Situați pe locul 5 al clasamentului și la doar 5 puncte distanță de liderul seriei Sportul Studențesc, cei de la Tulcea au ca obiectiv în acest an promovarea în Liga 1 și au decis să-și întărească compartimentul defensiv prin aducerea unui portar de perspectivă. Chiar dacă nu pornește cu prima șansă la titularizare, fostul portar al Unirii Dej, Zechei Laurent, va avea o șansă imensă de a se remarca la noua sa echipă, lucru recunoscut chiar de secretarul clubului Unirea Dej, Gabi Maltaș. Oficialii Unirii nu au dezvăluit însă suma de transfer primită în schimbul jucătorului, dar au specificat că au inclus o clauză prin care își asigură un procent din următorul transfer al fotbalistului. Zechei Laurent este portarul Unirii Dej de 6 ani, iar în ultimele sezoane s-a impus ca titular cert în formația de jană. În turul campionatului, Zechei a fost folosit în toate partidele disputate de Unirea Dej. Cu el în poartă, Unirea a primit în cele 12 partide disputate în prima parte a sezonului 11 goluri, Unirea având cea mai bună defensivă din campionat după cea a liderului FC Hunedoara, care a încasat doar 8 goluri. Locul lui Zechei în poarta de genilor va fi luat de rezerva Blaga, un alt jucător foarte tânăr pe care Unirea Dej dorește să îl promoveze. Astfel, Zechei Laurent completează șirul fotbaliștilor de gen care au reușit să se afirme și au ajuns să evolueze la echipe din ligile superioare sau chiar străinătate. Jucători precum Ciprian Dea, Conișor Nicurec, Paul Pap, Boroștean sau Dan Bucșa. Nu este exclus însă ca la această listă să se adauge nume precum Bogdan Fau, Romario Rus sau Radu Găbruș, actuali fotbaliști ai Unirii Dej. Zechei nu este însă singurul jucător de care Unirea Dej s-a despărțit în această pauză competițională. Clubul de Jean s-a mai despărțit de alți trei fotbaliști. Este vorba despre fundașii laterali Sieco, Ban și Podina și mijlocașul Horațiu Sătmar. Singurul dintre cei trei care era titular cert în echipa de Jean a fost fundașul dreapta Podina, în timp ce Sieco, Ban, fundașul stânga, a fost folosit ca titular în prima parte a turului pentru ca, odată cu aducerea lui Alin Minteoan pe banca Unirii, acesta să fie înlocuit în primul 11 de Pop. În locul acestor fotbaliști oficiali, Unirii vor încerca în perioada de transferuri din această iarnă aducerea altor jucători. Tot la capitolul schimbări, conducătorii Unirii au decis să-l aducă pe banca tehnică a echipei pe Dan Mănăilă, antrenor care a mai condus pe Europa Alba Iulia. Astfel, după ce a început sezonul cu Ciprian Urican pe banca tehnică și a terminat turul campionatului cu Alin Minteoan, Unirea Dej începe returul cu un alt antrenor. Unirea Dej a terminat turul campionatului pe locul 4 al clasamentului seriei a 5-a, a Ligii a 3-a cu 21 de puncte obținute în 12 partide și un gol averaj de plus 7. Mai multe detalii despre schimbările survenite la nivelul lotului și a conducerii Unirii Dej primim de la Gabi Magdaș, secretarul clubului Unirea Dej. Gabi, Unirea Dej continuă seria transferurilor din ultimii ani. Iată un jucător important al echipei a plecat la o echipă de Liga 2. Să spunem un transfer reușit. Da, din punctul nostru de vedere încercăm să continuăm ceea ce facem de câțiva ani, să propulsăm jucătorii pentru fotbalul din ligile superioare. Ne bucurăm că am reușit să perfectăm acest transfer al lor la Delta Tulcea. Este pentru el o șansă mare. Este o echipă care vrea promovarea în prima ligă și, după părerea noastră, va putea să facă față
rigorilor din Liga a doua. Deci, din punctul nostru de vedere, este încă o reușită pe planul transferurilor și să sperăm că în scurt timp vom mai reuși să dăm fotbalul din Liga a doua și din Liga a întâi alți fotbaliști. Să înțeleg că mai aveți oferte și pentru alți fotbaliști? Sunt oferte, sunt discuții, sunt jucători monitorizați. După cum știți, avem o echipă tânără de câțiva ani buni. Suntem cu poate cea mai tânără echipă din serie. Orice este posibil, oricând un jucător de la Mladenovac poate primi o ofertă. Și noi suntem deschiși pentru, după cum bine știți, pentru a trimite cât mai mulți jucători spre fotbalul mare din România. Cu toate astea, Unirea Deși a pierdut unul dintre cei mai importanți jucători pe un post destul de și mai important. Este vorba de postul de portar, unde nu știu dacă rezerva Blaga va reuși să fie titular. Are șansa lui, așa cum a avut Olori la momentul acum vreo un an jumate, 2 ani. Acum a venit șansa lui Lucian. Dacă, fără discuție, este prima opțiune. Poarta este a lui. Din acest moment depinde. Să înțeleg că nu aveți de gând să aduceți un alt portar. E, asta nu pot să vă spun eu acum. Urmează discuțiile cu domnul președinte, cu antrenorul. Poate se va aduce, poate nu, dar clar prima opțiune pentru postul de portar este Lucian. Este normal, a fost și este juniorul nostru. Este de 4 ani în clubul nostru. A venit momentul lui. Dacă va avea aceeași poziție față de șansa care i s-a ivit, cum a avut Olori, sau poate chiar mai bună, poate și el să fie în scurt timp o opțiune clară pentru alte echipe din ligile superioare. Aș dori acum să discutăm puțin despre schimbările care s-au ivit la conducerea echipei. Mai exact, la postul de antrenor. Am înțeles că domnul Minteoan a plecat. Domnul Minteoan s-a reziliat contractul pe care am amiabilă și în locul dânsului, de câteva zile de pregătire a echipei, se ocupă domnul Dan Mănăilă, care ultima dată a fost antrenor la Europa. Așadar, Unirea Deși a început campionatul cu Hurican Ciprian pe bancă, l-a terminat cu Ciprian Minteoan. Colin Minteoan, și începe returul cu Dan Mănăi. Așa a fost situația în acest tur de campion. Și cu toate astea sunteți pe locul 3, dacă nu mă înșel. Nu, pe 4 suntem. Pe 4. După părerea mea, este un loc bun, dar cu foarte puțină atenție la jocurile disputate pe teren propriu, puteam fi lejer pe locul 2, să terminăm turul pe locul 2. Dar important este și locul în clasament, dar este și munca care se face și modul în care acești copii, că practic 80% sunt încă copii, sunt pregătiți pentru a putea să fie căutați de altă. Alte schimbări care vor surveni în această pauză competițională? La nivelul lotului, sunt deja câteva plecări. Vor fi normal în locul lor aduși alți jucători. Este doar începutul perioadei de pregătire, de transferuri. Fără discuție vor fi cel puțin 3-4 jucători care vor veni în acest turneu.
jucătorii care deja au plecat este Siecoban, Podină, care nu s-a mai prezentat la reuniunea echipei. Este Sădmar Horațiu, care se pare că ori se va lăsa din activitatea sportivă, ori va coborî spre ligile inferioare din motive de sănătate. Și este Lori, care discutăm acum despre transferul lui. Deocamdată atât, cei care au plecat cu siguranță de la echipă. Rămâne să vedem cine mai pleacă, cine mai vine. Și sunt la echipa Unirea Dej de 6 ani și sunt foarte bucuros că plec de la această echipă la o echipă de divizia B, care normal este o echipă mult mai valoroasă decât Unirea Dej, dar sper ca și Unirea Dej să ajungă o dată acolo și să ajut echipa de unde o să plec la Delta Tulcea să promoveze. Dacă... Când ai aflat că vei pleca la Delta Tulcea? Am aflat de puțin timp, dar sunt foarte bucuros că o să plec. Cu colegii de la Unirea deja ai vorbit, ce ți-au zis? Am vorbit cu ei, eu sunt foarte bucuros pentru mine. Normal, asta e ceva normal, se bucură. Ai 20 de ani, ce îți propui la noua ta echipă Delta Tulcea? Normal, propun promovarea cu ei, că și ei au acest obiectiv și să ajung acolo cât mai sus. Regrete că pleci de la Unirea Dej? E normal, sunt prietenii legate între mine și foștii mei colegi, este ceva normal, sunt ceva regrete. În turul acestui campionat ai avut evoluții foarte bune în unele partide și poate că tocmai acestea te-au propulsat în atenția unor echipe precum Delta Tulcea, echipă din Liga 2 până la urmă. Spune-mi, ai zis că îți propui să joci acolo, crezi că vei fi titular sau... E normal, încerc să mă impun cât mai repede cu putință și normal, vreau să joc.